Descoperire șocantă într-o unitate militară din Focșani. Un maestru militar a fost găsit împușcat în cap. Procurorii militari au preluat ancheta pentru a stabili dacă este vorba de o sinucidere sau poate chiar de crimă. Mariana Zaharia vine cu toate detaliile. Bună dimineața, Mariana! Bună dimineața, este anchetă acum la Focșani. Procurorii au o misiune foarte grea, trebuie să spun, așa cum susțineai și tu, dacă ce s-a întâmplat practic cu militarul. Vorbim despre un subofițer. Alarma a fost dată de către un coleg care l-a găsit fără suflare. A anunțat faptul că este împușcat, iar medicii, din păcate, deși au venit la fața locului, evident, nu l-au mai putut ajuta cu nimic. Ceea ce s-a întâmplat în unitatea militară va fi anchetat de către procurorii militari, care îi vor audia pe colegii care erau cu el de serviciu, dar vor verifica și cum, dacă a îndeplinit toate formalitățile pentru a intra în posesia armei de serviciu, armei pe care a și folosit-o în momentul în care, dacă el și-a luat viața, a folosit-o singur. Așa cum spuneai și tu, anchetatorii trebuie să stabilească dacă nu cumva a fost altcineva care l-a împușcat pe militar în sediul acestei unități. Conform unor surse, vorbim despre un tânăr în vârstă de 22 de ani, care ar fi fost din Botoșani.